Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. La 14 ani aveam 108 kg, obezitate de gradul 2 și eram prediabetică. Nu mă puteam privi în oglindă, eram frustrată și marginalizată. Respiram greu și aveam o stare îngrozitoare de apatie, parcă nu mai așteptam nimic de la viață. Bună seara, sunt Antonia Fudulu și astăzi vă invit să aflați povestea Oanei Ciuhureanu, care astăzi este medic și nutriționist. Care erau activitățile în care te regăseai? Pentru că ai spus că ai fost marginalizată. Duceam lipsă și de atenție și mâncam ca să atrag atenția. Și spuneam chestia asta, că o să mănânc, o să mă fac 100, de 108 kg. Dacă veneau 10 persoane în vizită la noi, eu cu toate 10 mă așezam la masă. Nu simțeam senzația de sațietate și îmi plăcea să mănânc. Deci eu absolut tot timpul când mă prindeai, mâncam. Odată am mâncat 7 eclere. 7 eclere. Nu găseam nimic de îmbrăcat, îmi luam haine de la persoane XXL, persoane grase. Îmi era foame și apoi pur și simplu mă mustra conștiința, mă simțeam vinovată. Aveam și unele episoade de bulimie. Mă duceam să vomit, orice boală ai avea, ți se recomandă un regim alimentar și fără o nutriție adecvată nu poți, este clar. Niciodată ceva dulce nu se dă ca recompensă, pentru că el toată viața o să facă chestia asta. Eu momentan pot să zic că încă am problema asta, tot timpul când fac ceva bine, mă recompensez cu mâncare, din păcate. Până acum, majoritatea persoanelor îmi spuneau, nu pot să slăbesc pentru că nu am timp să-mi gătesc. Și acum, nu pot să slăbesc pentru că am prea mult timp și îmi gătesc prea mult și sunt acasă non-stop. Am revenit în platou, dragii mei, iar alături de mine se află Oana Ciuhureanu, care astăzi este medic, doar că la vârsta de 14 ani cântărea 108 kg. Bună seara, Oana, îți mulțumesc că ai spus da invitației mele. Mulțumesc frumos, Antonia, pentru invitație. Da, la 14 ani cântăream 108 kg și asta m-a făcut să devin azi un medic și nutriționist și să pot să-mi practic meseria așa de bine. Ai putea tu să ne dai mai multe detalii despre profesia ta, pentru că pe blogul tău am văzut acolo trecut nutriționist, tehnician nutriționist, și aș vrea să ne explici așa pe înțelesul tuturor ce de fapt vrea să ne transmită acest termen. Exact. La bază vreau să mă consider medic în primul rând, pentru că mi se pare că dacă nu făceam medicina, nu puteam să practic meseria de nutriționist. Bineînțeles, îți trebuie o bază ca să poți să faci nutriția așa cum trebuie și nu poți să o practici fără să știi anatomie, fără să știi anumite părți ale corpului și, de fapt, ce te interesează la partea de nutriție, ce și cum se formează digestia. Probabil asta m-a îndemnat să studiez mai bine partea asta de nutriție, pentru că am observat în copilărie că slăbeam. Inițial, pe atunci, nu exista partea asta de nutriție, să te duci, nu era așa studiată și momentan în România pot să zic că nu este așa dezvoltată. În ultimii ani a devenit mult mai dezvoltată partea asta de nutriție și sport. Și atunci m-am hotărât să dau la medicină și apoi să studiez mult mai bine partea asta de nutriție, care mă pasionează. Din punctul meu de vedere, orice boală ai avea, ți se recomandă un regim alimentar și fără o nutriție adecvată nu poți, este clar. Și este clar că ești un medic care, așa cum ai spus și mai devreme, te implici și emoțional, îți ajuți pacienții, le oferi suport emoțional și pentru că ai trecut pe acolo. Exact, și emoțional și psihic. Și psihic. Nu ai cum să faci medicina, până la urmă cred că medicina este despre oameni. Și asta înseamnă empatie, să fii acolo. Nimeni nu vine la doctor că se plictisește. Fiecare vine la doctor pentru că îl doare ceva.
și vrea să-l asculți, vrea să empatizezi cu el. Și este foarte important să fii acolo pentru omul ăla, să-l asculți, în primul rând. Și este și mai important când ai o poveste în spate, când ai trecut tu pe acolo, așa cum am spus, la doar 14 ani cântăreai 108 kg și te întreba acum care au fost de fapt cauzele, factorii care au dus la această greutate, la o vârstă atât de fragedă. Din păcate se întâmplă și în zilele de azi. Părinții mei, cred că din prea multă iubire, mi-au dat absolut tot ce am vrut și am avut la discreție mâncare, dulciuri și fel și fel de mâncare de tip junk food. La un moment dat, cred că duceam lipsă și de atenție și mâncam ca să atrag atenția. Și spuneam chestia asta, că o să mănânc, o să mă fac 100, de 108 kg, de 100 de kg, am trecut puțin 8 kg, dar spuneam chestia asta, că da, o să mănânc, o să mă fac de 100 de kg, poate atunci o să mă vedeți. Adică încercam să ies în evidență. Și într-adevăr, da, am ieșit în evidență, într-un mod negativ, zic eu, pentru că până la urmă a avut repercursiuni asupra mea toată problema. Dar totul se întâmplă cu roșu și au fost niște repercursiuni pozitive, zic eu. Dacă nu eram acolo, dacă nu eram obeză, dacă nu treceam prin toate stările alea de frustrare, să mănânci, să te superi că ai mâncat, să spui ok, de azi mă apuc de regim și să ții până seara și seara să mănânci ceva. Adică sunt niște stări care, dacă nu treceam prin ele, nu știam să-mi tratez astăzi pacienții așa de bine și să-i înțeleg. Adică știu exact momentele de frustrare, că ai mâncat, după aia te duci la sală, după aia iar vezi că nu slăbești. Pot să zic că datorită acelui moment pot astăzi să-mi tratez pacienții mult mai bine. Știu, dacă eu am putut, este clar că și tu poți sau pacientul din fața mea poate. Și tot timpul o să vin cu un suport moral acolo. Dar Oana, spuneai că aveai la discreție dulciuri, mâncare, ți se oferea asta și spuneai că cumva voia să atrage atenția prin mâncat. De ce nu ți se oferea acea atenție? Erau prea ocupați părinții sau aveai tu nevoie, un copil care avea mult mai multă nevoie de atenție decât alți copii? Erau foarte ocupați părinții din pricina jobului și încercam să atrag atenția, să ies în evidență, să mă vadă prin chestia asta de mâncare. Și ei, din lipsa timpului, îmi dădeau recompense gen ceva dulce sau pur și simplu bani și începusem eu să-mi iau ceva dulce. Deci la vârsta de 14 ani ai ajuns la 108 kg, dar până atunci am mâncat. Ai mâncat sau acumulat. Da. Deci de la vârsta de 14 ani începi să-ți pui întrebări, începi să nu te simți bine cu tine, să nu te simți bine în corpul tău. De la vârsta de 14 ani, când aveam obezitate de gradul 3 la vârsta aceea deja, am început să iau atitudine. Deja eram respinsă de oamenii din jur. Deja era vârsta adolescenței și eram respinsă din anumite și exclusă din anumite grupuri. Plus că, bineînțeles, nu găseam nimic de îmbrăcat, îmi luam haine de la persoane XXL, persoane grase. Bineînțeles că acele haine nu erau moderne. Și cred că orice adolescent caută să se îmbrace cât mai modern, să iasă cât mai mult în evidență, să aibă grupuri de prieteni. Pentru mine chestiile astea nu existau. Ca să nu mai spun că la un moment dat, logic, venea și vremea băieților. Cred că este normală și perioada asta într-o adolescență. Și bineînțeles, eram la 108 kg, nu putea să se uite cineva la mine, să zic așa. Totuși spuneai că, deși nu îți plăcea cum arătai, nu prea făceai mare lucru pentru asta, dar au existat totuși niște tentative care de fiecare dată eșuau. Cum te motivai, cum te mobilizai? Mi se întâmplă mie când nu mă simt bine în corpul meu, nu-mi place cum arăt sau... Și am anumite tentative. Gata, de mâine mă apuc de sport. Dar este... eșuează orice dorință, orice voință, parcă dispare așa într-o secundă. În primul rând trebuie să rămâi motivat și într-adevăr am avut sprijinul părinților și mi-am dorit eu, cred că, chestia asta. Și la un moment dat, când observ că ai primele rezultate, prima mea întrebare a fost, wow, deci pot și de ce? Și în momentul în care spune toată lumea, dar ai mai slăbit,
îți vine să continui, să vezi exact până unde poți și să vezi exact cât poți. Plus starea de bine și încrederea în tine care ți-o dă. Bineînțeles, când te uiți în oglindă și îți place ceea ce vezi, îți crește stima de sine și e totul bine, ai încredere pe toate planurile, să zic și așa. Și te motivează să continui, dar totuși ai avut o perioadă destul de lungă, de nereușită, să spunem așa, nu se producea acel click să-ți da. Dorești în continuare, să continui, să-ți probabil dorești schimbarea și pe lângă faptul că, așa cum ai spus și tu, nu-ți plăcea deloc cum arătai, psihicul tău era la pământ. Clar. Clar, psihicul meu era la pământ și mă simțeam foarte exclusă. De fapt, cred că asta a fost acel click. Mă simțeam foarte exclusă, nu mai aveam cu ce să mă îmbrac. Plus, începuseră deja probleme de sănătate. Adică la 108 kg, îți dai seama, articulațiile. Purtam pur și simplu 50 de kg peste mine, cu mine, în permanență purtam. Și mă resimțeam total, nu puteam să alerg, nu puteam. Eram un copil obez, total exclus din toate grupurile și din toate activitățile normale pentru vârsta aceea. Și cred că ăsta a fost click-ul. Într-adevăr, au fost multe nereușite pentru că mâncarea, din punctul meu de vedere, este singura care ne dă satisfacție. Și, din păcate, mâncarea umple un gol, până la urmă. Un gol sentimental sau umple pur și simplu un gol. Și trebuie să fii foarte stabil psihic ca să poți să continui, să te duci până la capăt sau să-ți dorești foarte, foarte mult. Și tot timpul spun că trup, suflet și corp este un întreg. Nu am spus greșit. Niciodată ceva dulce nu se dă ca recompensă, pentru că el toată viața o să facă chestia asta. Eu momentan pot să zic că încă am problema asta. Tot timpul când fac ceva bine, mă recompensez cu mâncare, din păcate. Știm, cred că tu știi cel mai bine că adolescentele, chiar dacă nu au kilograme în plus, parcă nu se regăsesc. Este o vârstă sensibilă. Eu am o nepoțică, parcă nu e bine cu ea și se închide în ea, dar se închide și în casă, nu-și dorește să iasă, nu se vede frumoasă. Cum te vedeai tu când te uitai în oglindă sau te uitai în oglindă? Nu prea mă uitam în oglindă, din păcate. Țin minte că și după ce am slăbit o lungă perioadă de timp, mă duceam în magazin și îmi cumpăram încă haine 40-44, niște mărimi mult prea mari pentru mine. Eu încă nu mă vedeam slabă și, din păcate, a trebuit la un moment dat să merg și la psiholog cu problema asta, pentru că aveam o percepție greșită pentru mine. În capul meu se întiperise că sunt o persoană grasă și că nu merit foarte multe lucruri, nu mi se cuvin anumite lucruri, eram retrasă, adică clar obezitatea pune o amprentă asupra psihicului și pe tine, pe persoană, o perioadă foarte lungă. Spune că cumpărai haine cu două numere mai mari, credeai că te ascunzi cumva în acele haine, că nu mai poți fi și că observată? Și că mă ascund, deci în momentul când eram grasă, clar puteam tot ce îmi venea, eram bucuroasă dacă îmi găseam ceva care îmi vine, dar în momentul când am slăbit, eu nu mă vedeam că am slăbit și în continuare îmi luam haine grase, haine foarte mari. Am avut o perioadă lungă de timp după ce am slăbit în care nu am purtat pantaloni pentru că nu suportam să-mi văd formele, în continuare mi se părea că sunt grasă, mă uitam în oglindă și eu în continuare mă vedeam grasă chiar dacă aveam pe cântar 58 de kilograme și bineînțeles o lipsă total de încredere pe toate planurile, chiar dacă știam vreun răspuns sau ceva corect, mă ascundeam să-l dau pentru că nu vroiam, mi-era rușine deja să ies în evidență, aveam impresia că sunt grasă și nu merit. Exact asta era răspunsul. Ok, erai grasă, dar nu găseai alte calități la tine? Nu erau alte lucruri cu care să te mândrești la tine? Să zici, am o altă calitate de fapt. Cu siguranță au existat tot timpul și persoanele grase de obicei au această parte, simțul umorului foarte dezvoltat, pentru că încearcă să compenseze cu alte calități.
dar nu era vorba de cum mă vedeau alții și de cum mă vedeam eu. Și nu, pur și simplu nu îmi dădeam voie să... Mi se părea că nu merit anumite lucruri, tocmai din cauza traumelor din copilărie, când mi se spuneau ești grasă sau tu tai din gură că ești grasă sau ești grasă. Asta? Da, asta mai ales în grupurile de adolescenți, când adolescenții jignesc fără să-și dea seama. Și într-adevăr, mi se pare cea mai periculoasă obezitatea în adolescență, în copilărie. Și e foarte importantă, spun tot timpul la părinții, la părinții cu care lucrez, că este foarte importantă percepția care eu creez copilului cu mâncarea și relația pe care eu creez cu mâncarea. Niciodată ceva dulce nu se dă care compensă, pentru că el toată viața o să facă chestia asta. Eu momentan pot să zic că încă am problema asta. Tot timpul când fac ceva bine, mă recompensez cu mâncare, din păcate, sau simt nevoia să mă recompensez prin mâncare. Pentru că așa am fost obișnuită pe parcursul copilăriei. Doar că astăzi în alte cantități. Bineînțeles, în alte cantități și astăzi cred că sunt un adult care trebuie să-și suporte repercusiunile și, bineînțeles, la greutatea care o am acum îmi mai permit să trișez uneori, dar conștient. Conștient, corect, asumat. Exact, asumat, asta este foarte important. Care erau activitățile în care te regăseai? Pentru că ai spus că ai fost marginalizată. Ce îți plăcea să faci? Ce te făcea fericită, de fapt? Fericită, cred că m-am afundat puțin în învățat. Asta chiar n-a fost rău. Exact, chestia asta. De asta am spus, absolut totul se întâmplă cu rost. Eu, că am fost grasă, pentru mine a fost o binecuvântare. Eu nu puteam să înțeleg oamenii și persoanele obeze din fața mea așa de bine dacă nu eram grasă. Să știu exact momentele alea de frustrare, exact chestia cât îți doresc, să știu cum să le motivez. Nu puteam să fac chestia asta și să-mi practic meseria așa bine dacă nu eram grasă. Deci, până la urmă, totul se întâmplă cu un rost. Da, 108 kg la 14 ani, repetăm, este foarte important. Așa cum am spus, mulți se vor regăsi în povestea ta. Obezitate de gradul 2 și prediabetică. Da, din păcate provin din părinți diabetici. Și da, într-adevăr, valorile mele glicemice erau foarte ridicate și aveam și această problemă. Deci deja la mine nu mai era vorba doar de aspect, era vorba și de sănătate. Cum s-au raportat părinții tăi la situația în care te aflai? Părinții mei, cred că niciodată n-am putut să-i acuz de chestia asta, pentru că suntem o familie de gurmanzi și sunt sigură că toată situația s-a întâmplat din dragoste. Dar la un moment dat m-au ajutat și datorită lor, clar, am slăbit, pentru că s-a luat atitudine. Adică la un moment dat am fost și eu la rândul meu la un doctor nutriționist și m-a ajutat să slăbesc. N-a ajutat. Altfel nu știu dacă reușeam. Și într-adevăr și ei au făcut niște sacrificii, adică erau acolo pentru mine. Este clar că un adolescent nu reușește fără susținerea părinților. Pentru că ca adolescent, ca copil, nu tu ești responsabil exact pentru ceea ce se află în casă, ceea ce se cumpără, nu ai puterea să cumperi tu mâncare și toate cele. Și trebuie să vină de la părinți, de la mamă, de la tată, din familie, clar. Și nici măcar nu ești în stare la vârsta aceea să conștientizezi. Exact, cred că și chestia asta a fost o problemă, că nu conștientizam acest pericol. Și am conștientizat doar în momentul când mi-a spus doamna doctoră la care am mers, dacă nu o să faci ceva, o să mori la propriu. Pentru așa că eram obeză. Doctor. Eram obeză, deci era clar că trebuia să fac ceva. Te-au speriat cuvintele acestea? Da, clar m-au speriat. M-au speriat, dar am luat atitudine. Adică și aici pot să spun că acesta a fost un click în momentul când am mers. Și doamna doctor era doamna doctor diabetolog a tatălui meu. Adică îl trata deja pe tatăl meu de diabet. Și diabetul este și o boală genetică, din păcate, într-o proporție foarte mare. Și restul este metabolică. Eu, din păcate, aveam ambele componente. Și partea metabolică și partea genetică. Deci eram pacientul ideal pentru a face diabet, a dezvolta diabet. Oana, ai vrea să ne spui ce mâncai într-o zi? Care erau cantitățile și tipurile și tipul de alimente consumate într-o singură zi?
Deci țin minte că mâncam absolut, dacă veneau 10 persoane în vizită la noi, eu cu toate 10 mă așezam la masă. Problema era că nu simțeam senzația de sațietate și îmi plăcea să mănânc. Deci eu absolut tot timpul când mă prindeai, mâncam. Deci la un moment dat au ajuns părinții mei, când au început să ia atitudine, nu mai cumpărau mâncare în casă ca să nu mai mănânc eu. Wow. Deci pur și simplu, nu se cumpăra, se cumpăra doar că se mânca la masa aia, pentru că mâncam pe ascuns. Exista, bineînțeles, și această problemă. Mâncai pe ascuns, să-ți cumpărai da, singură, absolut, ieșeai în oraș? Absolut, țin minte că nu m-am dus la un moment dat în clasa 8-a, nu m-am dus la meditații jumătate de semestru și când m-a întrebat mama ce am făcut cu banii de meditații, i-am spus adevărul, că am fost și am mâncat la Mac. Chiar asta făceam. Mergeai singură? Deci mă duceam și mâncam singură. Mâncam tot ce semna mâncare junk food sau chestii de genul, mâncam orice ban îl foloseam pentru a mânca. Mâncarea a fost și este pentru mine o pasiune, numai că am învățat să fac ceva pozitiv din ea. Și înveți și pe alții astăzi, asta este clar. Atât de important. Da, asta este clar. Și momentan am chestia asta, adică eu în permanență mă gândesc la mâncare, numai că știu, am învățat ce și cum să mănânc. Și cum faci ca să dispară pofta aceea de mâncare? Pentru că de multe ori nu ne este foame, ne este doar poftă. Într-adevăr, în momentul în care ne este poftă, trebuie ca ai mâncat, dar ai mâncat să satisfaci o poftă, nu ca să te saturi. Este o mare diferență să faci chestia asta. Cantitatea este regula, clar. Adică e o diferență, ți-ai desfăcut pofta cu o felie de cozonac, nu cu un cozonac. Îmi era foame și apoi pur și simplu mă mustra conștiința, mă simțeam vinovată. Aveam și unele episoade de bulimie, mă duceam să vomit. Noi vrem să ajungem la nivelul acela de sațietate care nu vine. Acum. Și ce, de fapt, care sunt semnele pe care organismul nostru le transmite atunci când, de fapt, nu ne mai săturăm? Mi s-a întâmplat și mie. Am avut perioade în care, oricât aș fi mâncat, nu mă simțeam sătulă. Aș merge foarte mult și pe partea asta psihologică. Mâncarea umple un gol și ar trebui să ne gândim, de fapt, ce ne lipsește și ce gol nu reușim să umplem încât stomacul nu se satură. Poate să fie un gol din inimă, până la urmă. Uh-huh. Să fie. Trebuie clar, psihonutriția și partea asta de nutriție se îmbină foarte bine una cu alta. Mâncarea, din punctul meu de vedere, este singura care nu te ceartă. Și la un moment dat, fără să ne dăm seama, avem anumite frustrări, uh-huh, și ne afundăm în mâncare. Mai ales în chestiile dulci, care duc mai rapid la o îngrășare excesivă. Pe de altă parte, cum explicăm atunci când avem zile și când trec zile și uităm să mâncăm, poate mâncăm o singură dată pe zi, este bine acest lucru? Clar, din punct de vedere al sănătății nu este bine acest lucru. Acest lucru nu se întâmplă la o persoană obeză, dar din fericire suntem diferiți. Fiecare om este diferit, fiecare corp este diferit și asta este minunat. Foarte des primesc în cabinet întrebarea, ok, și în cât timp o să slăbesc? Și repet tot timpul chestia asta. Suntem diferiți. Fiecare corp este diferit. De asta unul este gras și unul este slab. Chiar dacă mănâncă poate mult mai puțin decât o persoană slabă. Mm-hmm. Cu siguranță toți avem un prieten de la care mănâncă absolut orice și nu se îngrașă. Oana, tu ai trecut prin atât de multe stări, atât emoționale cât și psihice, pentru că moralul tău de foarte multe ori probabil că era la pământ. Atunci când erai cel mai jos, mai aveai totuși speranța că vei ajunge Oana de azi? Nu, eu nici momentan nu mă văd astăzi că sunt slabă, adică am pacienți și spune, da, dumneavoastră sunteți slabă. Da, sunt, adică nu, încă nu am încredere în mine. Într-adevăr, au fost niște perioade care și-au pus apreta și își pun amprenta pe viața mea în continuare, fără niciun da sau poate. Încă nu mă văd, cred că asta este o mare problemă. Și ți-ai pus un țel să ajungi la... Să mai slăbești, să ajungi la un mi-am număr pus, de kilograme? Mi-am pus, cred că, primul și țelul esențial, mi se pare că
să mă accept, să învăț să mă iubesc. Este foarte important chestia asta. Și la toți pacienții le spun, sănătatea este cea mai importantă, dar este mai important când te uiți în oglindă, tu să te placi pe tine. Chestia asta transmiți. Dacă tu, o persoană cu încredere în ea, transmite chestia asta mai departe cu siguranță. Eu cred că toți avem perioade în care nu avem atât de multă încredere în noi, oricât de bine am arătat, și vreau să spun că strălucești. Când ți-am deschis ușa, am zis, wow, ce frumoasă este Oana. Mulțumesc. Ai spus la un moment dat așa, toate caloriile pe care le pierdeam prin efort fizic, aveam grijă să le compensez tot prin mâncare. Da, din păcate mergeam la sală, la un moment dat părinții mei încercau să ia atitudine, nu mai știau exact ce să facă și m-au trimis și la o sală de sport și țin minte că ieșeam de la sală și apoi îmi era foame, bineînțeles că se face o pierdere calorică în timpul efortului fizic și mă duceam și mâncam, la primul colț mă duceam și mâncam și din păcate m-am îngrășat așa, pentru că ce pierdeam într-o oră de sală, 300-400 de calorii, eu ieșeam de acolo și mâncam dublu. Și clar, am avut o perioadă în care făceam sport și mă îngrășam. Din acest motiv, acum când lucrez cu pacienți obezi, eu nu-i pun să facă sport, pentru că știu că am trecut prin chestia asta și este greu unei persoane obeze să-i spun, ține și regim, fă și sport. Plus că, mă repet, dacă porți o greutate în plus, pur și simplu o porți pe tine. Ai un sac de ciment de 20 de kilograme sau câte kilograme ai în plus pe tine, articulațiile sunt solicitate. Dau foarte mult exemplu în momentul în care slăbesc și îmi spun dar vreau să mănânc sau mi-e poftă de ceva, o persoană care a slăbit, îi pun să care baxuri de apă și le spun, acum cum te simți? Păi mă doare mâna. Păi vezi cum se simțea și corpul tău cu acea greutate în plus? Mai vrei să mănânci, să ajungi acolo? Pe de altă parte, se spune că odată ce ajungi să practici sportul, să faci sport, acesta te motivează să continui, să ai mai multă încredere în tine, să fii mai fericit. Clar, clar, sportul este sănătate, deci asta este clar. Mie mi se pare o problemă sportul la persoanele obeze. Obeze. La persoanele obeze, întâi nutriție, întâi regim alimentar, întâi slăbești puțin încât să poți să faci acel efort fizic fără să-ți nenorocești articulațiile și alte părți ale corpului și apoi poți să faci sport și foarte important, când ajungi la o greutate aproape de ideal, fără sport nu poți să îți atingi acel corp fit, acel corp ideal până la urmă. Dar corp ideal, din punctul meu de vedere, este, idealul este pentru fiecare diferit. Și exact. Eu spun tot timpul în cabinet că greutatea ideală nu există. Greutatea ideală este cea la care tu te simți tu bine cu tine, în care tu te iubești pe tine, că până la urmă asta este important. Pentru ce categorie de oameni recomanzi sportul și în același timp un regim alimentar? Clar, pentru toată lumea recomand sportul și regim alimentar. Nu recomand sportul la persoanele obeze. Nu, pentru cei care, de exemplu, își doresc masă musculară. Să pună masă musculară ajută sportul. Clar, pentru cei care își doresc să pună masă musculară, sportul ajută mai mult decât nutriția. Una fără alta nu se poate, este clar, nutriție fără sport. Iar în momentul când s-a ajuns undeva aproape de greutatea ideală, sportul ocupă o proporție mult mai mare decât nutriția. Dar până acolo, nutriția este într-o proporție mai mare. Să nu uităm, abdomenul se formează și în bucătărie, nu doar în sală. Fără o nutriție adecvată, nu ai cum să ajungi la acel six-pack sau la un corp ideal. Este clar. Cât de important este, într-adevăr, să știi să dai atenție. Exact. Și din păcate, obezitatea, tot timpul îmi doresc să se pună accent, nu neapărat pe aspectul fizic, cât pe sănătate. Sănătatea este prioritară, orice ar fi, adică asta contează. Și orice medic, în momentul în care ai o problemă, cu siguranță, prima recomandare pe care ți-o face este să slăbești. Absolut orice medic. Este adevărat, așa cum ai spus și mai devreme, că oamenii de cele mai multe ori consumă alimente din alte motive, nu acela că le este foame. Și spuneai că recurgeam la consumul de alimente în mod excesiv.
Ce înseamnă excesiv? Mâncam, țin minte, că odată am mâncat 7 eclere. 7 eclere? Doar desert? Da, exact. Adică mâncam cantitativ. La mine pur și simplu am mâncat foarte mult. Și momentan am înțeles, da, stomacul nostru este ca un ciorap ligra. Când ești gras este atât, tu ai nevoie să umpli tot acel gol, când e slab se micșorează. Din acest motiv mâncam cantități excesive de mâncare. Mâncam până mi se făcea rău. Și apoi mâncam din nou. Te mustra conștiința după fiecare astfel de... Este clar. Este clar că îmi era foame și apoi pur și simplu mă mustra conștiința, mă simțeam vinovată. Aveam și unele episoade de bulimie. Mă duceam să vomit, adică am avut și o perioadă de genul și cred că în momentul ăla au început să ia părinții atitudine. De fapt, cu siguranță au început atunci să ia atitudine. Până acum, majoritatea persoanelor îmi spuneau nu pot să slăbesc pentru că nu am timp să-mi gătesc. Și acum nu pot să slăbesc pentru că am prea mult timp și îmi gătesc prea mult și sunt acasă non-stop. Ce a contribuit, de fapt, la decizia finală de a te transforma când începe să dispară Oana, în care tu nu te regăseai, și să apară Oana de astăzi? Este clar că sunt un cumul de factori și totul a fost pas cu pas, ceea ce recomand și în ziua de azi. Spun la toți pacienții că nu te-ai îngrășat într-o zi, n-o să slăbești într-o zi, clar. Și trebuie să iei totul pas cu pas ca să devină un stil de viață. Decizia finală, clar, pot să zic că au fost comorbiditățile care mă așteptau și tot ce înseamnă patologiile care urmau, clar, din părinții diabetici și obezi și cu probleme cardiace, aveam o șansă mult mai mare să dezvolt și eu toate aceste patologii. Și clar, sănătatea a fost clicul care... Am spus că trebuie să fac ceva pentru mine. Și ce am mai observat și spun la toată lumea, dacă tu nu faci ceva pentru tine, nimeni nu o să facă cum o faci tu, este clar. Am avut suportul părinților și este ok eu să ofer suportul pacienților mei, dar și tu ca persoană trebuie să-ți dorești să slăbești. Pentru că poți să te duci la absolut orice nutriționist, la cel mai bun nutriționist. Tu dacă nu ții acest regim, este egal cu zero, nu se poate. Trebuie să vină și de la tine. Și să formezi o echipă cu doctorul sau cu persoana care te ajută să slăbești. Ai pacienți pe care simți că vin la tine așa ca, nu știu, te consideră colacul lor de salvare, dar pe de altă parte ei nu au voința suficientă? Am pacienți și când observ, chiar mi-a venit de curând o doamnă de 150 de kilograme, cu lacrimi în ochi, adică avea lacrimi la propriu, pentru că la 150 de kilograme, vă dați seama, este din ce în ce mai greu să te miști, să faci activități simple, care pentru un om slab sunt absolut normale. Și da, mă implic foarte tare în momentul când văd că, nu neapărat că își doresc, dar nu mai au încredere că reușesc. Și sunt pur și simplu delăsători. Și încerc să fiu acolo, încerc și mă dau tot timpul un exemplu pe mine. Dacă eu am reușit, dumneavoastră trebuie să reușiți. Bineînțeles, sunt aici, sunt... trebuie doar să încercăm. Spun tot timpul, nu spun că o să fie ușor, dar îți promit că o să fiu alături și împreună putem să reușim. Se instalează și o oarecare comoditate, dar... Comoditate, delăsare... Frustrare, nepăsare și toate la un loc toate. Din păcate și în pandemie, în ultima perioadă, numărul persoanelor obeze a crescut foarte, foarte mult. Și chiar m-am întrebat de ce. Și am avut o doamnă care mi-a explicat, oarecum mi-a dat o explicație și mi-a spus că avea o relație defectuoasă cu soțul ei și în momentul în care a venit pandemia a fost obligată să stea mult mai mult cu el în casă și pentru că nu îi plăcea situația în sine, se afunda în mâncare. Se afunda în mâncare, adică chiar și, asta se întâmplă. Și nu vreau să mă gândesc câte astfel de cazuri există. Foarte multe. Și, din păcate, în pandemie, numărul persoanelor, mai ales a copiilor, a crescut dezastruos. Pentru că n-au mai mers la școală, n-au mai făcut sport tot timpul acasă. Adică, nouă, ca adulți, ne-a fost greu. Și ne este
greu în continuare din cauza situației actuale. Dar tu, ca copil, ca copil este mult mai greu. Stând în casă, nu reușești să-ți mai faci un program, să te ții de acel program, să fii mai disciplinat. Este clar, e mult mai greu să devii mai disciplinat, plus că ai mâncarea la îndemână tot timpul. Este timp destul să gătești și, cum spun eu, tot timpul fuga la frigider nu e un sport, din păcate. Și e mâncare acolo tot timpul. Bine, dacă ai observat în pandemie, majoritatea persoanelor s-au apucat de gătit dulciuri, prăjituri și fel și fel de chestii nesănătoase pentru că aveau timp. Până acum, majoritatea persoanelor îmi spuneau: nu pot să slăbesc pentru că nu am timp să-mi gătesc. Și acum nu pot să slăbesc pentru că am prea mult timp și îmi gătesc prea mult și sunt acasă non-stop. De asta e important ce-ți dorești până la urmă. Ce-ți dorești, și cred că la tine, la transformarea ta, a contribuit și vârsta la care îți doreai să... Clar, îmi doream... Așa cum ai scris pe blogul tău, au început să apară băieții. Ca orice tânără, îți dorești să ai o prezență... Bineînțeles, și îți dorești să fii integrată în anumite grupuri de prieteni în care eram exclusă. Frumusețea tot timpul îți deschide anumite porți, chiar dacă ești tu o persoană distractivă și, nu știu, amuzantă sau loială, aspectul fizic contează. Din păcate, contează și aspectul fizic. Din păcate, este primul impact cu un om. Întâi îl vezi și după aia îl cunoști. Oricine își dorește să aibă parte de un aspect fizic plăcut și, așa cum ai spus, ține de noi. Ai început să te documentezi singură, să cauți răspunsuri la întrebările tale, la problemele tale, astfel că ți-a plăcut atât de mult încât... Am dat la medicină și îmi doream, tot timpul am fost pasionată de chestia: cum am slăbit, de ce am slăbit, ce s-a întâmplat, care este alimentul, ce se întâmplă, cum îmi vine senzația de sațietate mai repede. Și tot timpul m-a pasionat partea asta de medicină, de nutriție, de digestie, ce se întâmplă de fapt și ce s-a întâmplat în corpul meu atunci. Informații care au contribuit foarte mult la schimbarea ta. Spuneai că pentru prima oară a început să-ți placă modul în care arăți și modul în care te simți. Cât de greu a fost să renunți la acea cantitate de alimente pe care înainte o consumai? Că nu cred că e atât de ușoară trecerea, să zici: gata, dețin niște informații, am aflat niște lucruri, mi-am răspuns la niște întrebări și de mâine renunț la cantitățile pe care eu de mult sunt obișnuită să le consum. Clar, chestia asta, când vedeam că slăbesc, aprecierea celor din jur m-a ajutat să continui și încrederea pe care o aveam în mine, ușile care mi se deschideau. Dar cel mai mult țin minte că în momentul în care îmi spunea toate persoane: vai, de ce ai slăbit? Da, eu am slăbit și continuam, adică îmi doream să continui. Dorința a devenit mai mare ca pofta. Cred că chestia asta m-a ajutat. Dorința de a slăbi a devenit mai mare ca pofta. Și cât de bine sună asta când reușești de asta. Da, exact. Când reușești și trebuie să treci, eu zic că trebuie prima săptămână, dacă ai rezultate și vezi, trebuie să fii mândru de absolut. Eu spun la toți pacienții: sunt în minus, nu sunt în plus kilogramele. Ai făcut ceva pentru tine. Te-ai pus tu prioritar pe tine. Plus că, nu știu dacă ai observat, în momentul în care mănânci sănătos sau mănânci o cantitate anume de mâncare, îți dă o stare de bine. Clar, te simți mai bine. Tenul îți arată mult mai bine. Și transmiți chestia asta mai departe. Ochii strălucesc. Exact. Și transmiți chestia asta mai departe. Devii o prezență plăcută și pentru tine și pentru cei din jur până la urmă. Oana, dacă bine am înțeles, înainte să dăm rec, ai menționat cât de important și care este impactul grăsimii asupra psihicului, dacă am înțeles bine, și dacă ai vrea tu să ne explici. Este clar, clar, obezitatea asupra psihicului, deci pur și simplu una fără alta nu se poate și pune o presiune pe psihic această obezitate și nu te lasă să interacționezi cu alte persoane, nu te lasă să ieși în societate.
este într-adevăr o închisoare, un impact. De exact, fapt. Exact. Te închizi în propria închisoare. Tine, exact, și în propriul corp, din păcate. Care a fost, de fapt, cum se schimbă, Oana? Cum te simți după ce începi să studiezi, să te duci la facultate? Kilogramele scad ușor, ușor. Cât de mult se schimbă viața ta? Pot să zic că am început să trăiesc. Exact asta ar fi răspunsul corect. Și foamea de informație a devenit din ce în ce mai mare. Și chestia, dacă eu am putut, mi-am dorit să ajut și pe altcineva, pe persoana din fața mea să poată. M-am schimbat și psihic, și fizic, și sentimental. Persoanele grase, din păcate, fiind foarte frustrate, cred că sunt și puțin răutăcioase. Și chestia, în momentul în care arăți bine și ești bine tu cu tine, ești bine și cu alții. Tu ai fost răutăcioasă? Da, pot să zic. Am fost răutăcioasă. Cred că era, de fapt, o chestie stil bumerang. Alții erau răutăcioși cu mine și eu eram răutăcios cu ei. Adică, da. Și în momentul în care îmi spunea o persoană că sunt grasă, mă supăram, dar totodată știam că are dreptate. Psihicul ocupă o parte importantă din procesul de slăbire. Trebuie să vii, să lucrezi și la nivel de creier. Dacă nu ai fi trecut prin această experiență, crezi că mai erai medic azi? Nu, sigur nu mai eram. Sigur nu. Nu. Aveai alte planuri în copilărie? Clar, da. Îți doreai să fii altceva? Am fost la liceu economic și îmi doream să ajung contabil, adică clar, inițial nu luasem pe partea asta a medicinii. Țin minte că chiar în clasa nouă am slăbit în momentul când am intrat la liceu și atunci, prin clasa 11, deja m-am hotărât să dau la medicină și începusem să slăbesc din ce în ce mai mult. Deci, clar, orice lucru negativ depinde cum îl privești. Pentru mine, clar, a fost un lucru pozitiv. Pentru mine a fost cel mai bun lucru în viața mea, că am fost grasă. Clar, a fost. Dar trebuie, din orice dezavantaj, să faci un avantaj. Și sunt convinsă că și pe ai tăi părinți i-ai ajutat să perceapă diferit. Clar, de la faza în care ei mi-ascundeau mie mâncarea, acum s-a ajuns invers. Și s-a ajuns să le selectez eu mâncarea și, din fericire, i-am ajutat și pe ei să aibă un stil de viață sănătos. Tatăl meu își controlează foarte bine diabetul, tocmai din pricina alimentației. Și te ascultă, nu mănâncă pe ascuns? Acceptă? Acceptă, dar tot timpul este mult mai greu să lucrez cu persoanele apropiate decât cu o persoană străină. O persoană apropiată își permite să mai facă unele să triceze oarecum. Să triceze, da. Ce înveți tu de la pacienții tăi? Poate lucruri pe care în experiența ta nu le-ai sesizat sau nu le-ai învățat. Pentru mine, fiecare pacient pentru mine este, îmi place pur și simplu să lucrez cu oamenii și pentru mine fiecare pacient este o experiență. Fiecare mă învață ceva și îmi place foarte mult și apreciez chestia asta, că majoritatea pacienților am devenit prietenă și majoritatea îmi mulțumesc tot timpul. Mulțumesc, nu știu ce făceam dacă nu te întâlneam pe tine. Pentru mine asta e cel mai important, când primesc o laudă de genul sau, nu știu, o apreciere de genul. Și observ în cabinet foarte multe persoane îmi spun, se uită la poza cu mine și spun, așa vreau și eu să ajung. Tot timpul mă dau exemplu, uite, eu am putut, poți și tu, cu siguranță, împreună reușim. O motivație puternică, da. Și se vede că pui suflet. Asta e clar. Pentru mine nutriția e viața mea la propriu. Și tot timpul am avut răbdare și o să am să îmi ascult persoana din față. Și tot timpul spun, momentan și predau niște cursuri de nutriție și le explic și la cursanți, ia-ți timp să discuți cu pacientul, să vezi exact ce spuneam, trebuie să-l întrebi, să îl las să-ți povestească dacă are și anumite probleme sentimentale, dacă o anumită traumă, dacă s-a întâmplat ceva în ultima perioadă, discută cu el și încearcă, oamenii au nevoie să discute cu cineva, încearcă să îl îndrum și cu nutriția să-l ajut să se schimbe total. Eu observ schimbările astea la unele persoane, de nu-mi vine să cred. Îmi dau seama că
30-40% trebuie să fii și psiholog. Clar. Clar, trebuie să fii acolo, să le răspunzi tot timpul, exact. când au o problemă și oamenii au nevoie de un sprijin. Tot timpul mă feresc oarecum să ofer sfaturi avizate de psihologie, dar îmi dau seama că numai dacă un om te simte aproape, prinde încredere în tine. Și este foarte, foarte important este ca pacientul să prindă încredere în tine ca medic. Dar după aia totul decurge exact așa cum trebuie. Care este diferența? Cum intră pacienții în cabinetul tău și cum ies? Niciodată, se simte o diferență? Niciodată nu-mi las un pacient să nu plece până nu-l simt că are încredere în mine. Tot timpul pun întrebarea, totul este clar, ai înțeles, ai întrebări și nu-l las să plece dacă nu prinde încredere totală în mine. În primul rând mă ajută pe mine foarte mult, e clar că o să avem rezultate. Dacă ai încredere înseamnă că o să te ții. Și tot timpul încerc să-i explic, îmi iau timp să stau de vorbă cu el. Este foarte important și partea asta. Tocmai exact la întrebarea pe care m-ai întrebat, psihicul ocupă o parte importantă din procesul de slăbire. Trebuie să vii să lucrezi și la nivel de creier. Așa este. Și așa cum am spus, multe persoane se luptă cu kilogramele în plus. Care ar fi primul lucru pe care ar trebui să-l facă ca să se producă schimbarea, ca să reușească? Care este secretul? De fapt, nu ar trebui să fie un secret. Să-și dorească. Cred că asta este cel mai important, să-ți dorești tu să Dar faci cred o schimbare. Că își doresc cu toții. Eu cred că nu-și doresc destul de mult. În momentul în care îți dorești ceva cu adevărat, trebuie să se întâmple și cel mai important, acțiunea, să iei atitudine. Pentru că degeaba îți dorești dacă nu faci ceva pentru a ajunge la țelul dorit. Dacă ar fi toate persoanele ca mine, eu îmi doresc rezultate așa peste noapte. De exemplu, dacă mă apuc să fac sport, mâine vreau să fiu tonifiată. Probabil că mai există și astfel de persoane și atunci te demotivezi și spui, nu funcționează, am încercat degeaba. Majoritatea persoanelor sunt așa, dar trebuie să rămâi. Dorința trebuie să fie din ce în ce mai mare, să-ți dorești să faci. Și cum spuneam, la o persoană obesă trebuie să te gândești tot timpul la sănătate, la ce va urma, ce se întâmplă de fapt cu viața ta. Poți să ajungi în imposibilitatea de a te mișca dacă nu faci ceva tu pentru tine. Este clar, da. Și cel mai important este psihicul, cum te simți. Chestia asta, motivația, și eu îmi pun tot timpul pacienții când observ că și-au pierdut puțin motivația, îi întreb, cum te-ai simțit în momentul când ai slăbit? Cum te-ai simțit când ai văzut pe cântar cu 3 kg mai puțin? Care era starea ta? Uh-huh. Fii atent la toate stările, toate trăirile astea și clar, dacă le memorezi și te focusezi pe ele, o să-ți dorești din ce în ce mai tare să slăbești și să ajungi la țelul tău. Chiar dacă la un număr mare de kilograme slăbești doar 3 kg în, nu știu, o lună, să spunem, este dovada clară că se poate. Ceva, și da. Ai făcut ceva. Da. Kilogramele alea sunt în minus, nu sunt în plus. Ai făcut ceva tu pentru tine. Și pe lângă voință și dorința de schimbare și de transformare, contează foarte mult oamenii ca tine, care îi motivează pe cei care au nevoie și îi ajută până la urmă. Contează să mergi la un specialist, să te consulți. Contează să ai acolo un suport psihic și să știi că este cineva care îți dă, în primul rând, un sfat avizat. Și în al doilea rând că te va ajuta să îți atingi scopul. Chiar cunosc persoane care au reușit cu nutriționiști și merită încercat. Este clar, merită. Și nutriția este baza unui corp sănătos și a unei minți sănătoase. Așa este. Este cel mai important până la urmă. Altfel nu vom funcționa așa cum trebuie. Îți mulțumesc foarte mult, Oana, că ți-ai deschis sufletul, ai devenit vulnerabilă și doresc ca cei de acasă, ca pentru cei de acasă, această emisiune să fie de folos. Mulțumesc mult de invitație și cu drag. Voința nu înseamnă să facem lucruri pe termen scurt. Trebuie să vizualizăm rezultate pe termen lung, să ne fixăm în minte imaginea ideală cu ce am vrea să devenim sau să realizăm. Asta a făcut Oana Ciuhureanu. Nu contează că la 14 ani avea 108 kg. Contează că astăzi este varianta pentru care a luptat cu atâta determinare.
Eu cred că în viață putem obține orice, dar cel mai important este să ne găsim țelul și motivația. Îmi doresc ca și această emisiune să vă motiveze în orice doriți să realizați. Eu sunt Antonia Fudulu și mă voi întoarce duminica viitoare cu o altă poveste de viață de la aceeași oră 20. Voi ne puteți urmări atât în online cât și pe cablu, pentru că da, postul la 7 TV poate fi găsit pe toate rețelele de cablu din România. Până data viitoare, vă doresc zile fără griji! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.